Salut și bine v-am găsit la un nou episod din joculețul Kingdom. Suntem într-a cincea zi și la noapte o să fie Blood Moon. O să fie luna sângerie. Când o să ne atace mulți mai mulți moștri. Și va trebui să ne fortificăm până atunci. Va trebui să mai recrutăm niște arcași. Ia să vedem ce au vânat vânătorii noștri pe aici. Dați bănuții, dați bănuții la mine. Ia să recrutăm pe ăsta. Să facem și un arculeț și lui. Hai să facem mai mult aici. Una, două, una, două, una, două. Ok. Că avem bani suficient deocamdată. Ia uite ce a vânat tipul sau tipa aia. Mai e unul aici, hai să recrutăm. Trimitem în tabără. Și hai să vedem dacă găsim niște cervi din aia să-i gonim către tabără, să-i omoare vânătorii noștri. Ia un mănânț. Așa. Am recrutat și pe ăsta. Și... nu prea mai sunt cervi pe aici, în pădure. Da, hai să recrutăm și pe ăsta. Așa. Să întoarcem acasă, că se face repede noaptea. Clădirea asta încercați să o găsiți dacă jucați și voi Kingdom, pentru că vă permite să vă upgradați castelul la piatră. Dacă nu găsiți, e nașpa. Va trebui eventual să vă restartați joculețul, să jucați altă scenă cu alt personaj. Pentru că fiecare joc se regenerează, deci e diferit de la un altul. Dacă muriți și o luați de început, o să fie alt caracter, alte peisaje. Dați bănuți. Așa. Obosi călțul. Poate să upgradăm în pereți, că vine Blood Moon. Și să upgradăm și în partea stângă. Vedeți, avem și ploaie ca efecte. Nu mai am bănuți. Voi n-ați mai vânat, mă? Dați-mi mănuți. Ăștia n-au mai vânat. Tare mănuți. Și vedeți, s-a transformat celul cam sângeriu, așa. Toată lumea vine acasă. Înseamnă că e așa de pericol. E un perete de piatră în dreapta, dar în stânga n-avem. Deci trebuie să ne așteptăm la ce mai rău acum. Hai să mai facem un arculeț aici. Pentru ăsta care stă degeaba, îl vedeți? Ăsta care se duce acum să-și ia arculețul. Hai băiatul, transformă-te în arcaș sau vânător. Ia uite-l. Se duce, ia arculețul și pang. Și uite, ne atacă tocmai din dreapta. Nu mă duc să simt. Hai de cap. Îmi scut ăștia pe rețel. Vă că avem arcaș bun. Sper să rezistăm. Hai băieți, hai repede, că ne-i stug ăștia peretele. Hai că am rezistat. Sunt cam pericol noaptea asta. Am rezistat, ne-am apărat. Ok. Colectăm impozitele pe ziua asta. Și am trecut de prima noapte cu lună sângerie. Este în ziua 6-a, în ziua 11-a. Și mai departe, da? O dată la 5 zile. Ia uite, băieți, ne repară perețelul. Ok, deci aici avem un teren în care vânăm. Hai să recrutăm și pe ăștia. Și pe ăsta. Și pe ăsta. Recrutăm nomazii. Și hai să le facem... așa, băieți, dați-mi mânuți. Hai să le... facem niște arculețe. Nu, că avem succes mecanic. Avem 3-4 mecanici. Hai să mai facem un arculeț. Ok. Și ar trebui să o upgradăm aici, în partea asta, peretele. Dar mai bine încercăm să ne extindem partea asta. Vedeți, aici nu prea mai se poate vâna, ăștia stau degeaba. Așa că o să mă extind în partea stângă. O să trebuiască să tai copăcii ăștia. Îi marchez aici câte un bănuț pe fiecare. Și o să vină băieții aia, mecanici. Ia uite, ăștia trei care se îndeaptă
partea asta. O să vină și o să-mi tai copăcei. Voi ați mai vânat ceva? Așa, nu? E un teren foarte multe vânătoare în partea de pe aici. Se pare că toată lumea vânează ca lumea. Hai să mergem să vedem ce fac băieții cu topoarele și cu ciocanele. Ia uite ce decupează la copăcei. Și-au tăiat copac. Ok. Și acum ne-am extins în partea stângă. Vedeți? Aici putem să construim un perețel. Dar trebuie să-l tăiem și pe ăsta. Să ajungem aici, la râul ăsta. Unde putem să facem o moară. Mai târziu. Ok, o să tăiem ăsta și o să facem aici un perețel ar trebui. Sau nu? Hai deocamdată să upgradăm aici. Trebuie să ne upgradăm baza. Hai să ne upgradăm baza. Ia uite ce pereței ne-au făcut. Și avem un nou vânzător care vinde coase. Deci ne putem face fermieri. Fermieri care ne vor produce mult mai mulți bani decât vânătorii. Așa băieți, dați încoace, dați încoace. Hai să mai recrutăm, uite-l pe ăsta. Îl recrutăm și îl transformăm în fermier. Ia să vedem. Gata, atenția, nu mai aveți bănuți? 1, 2, 3, 4, nu mai am bănuți. Deci se cumpără o coasă ca să devină fermier. Așa n-au bănuți? Toată lumea se întoarce acasă. Au vânat băieții, perfect. Un bănuț și atâta? Mai trebuie un bănuț, cred. Toată lumea se întoarce acasă. Că noaptea vin moștri. Hai să cumpărăm o casă. O coasă. Un singur bănuț mai întrebe. Dintr-un motiv destul de obscur, vendorii, adică ăștia care vând obiecte, nu sunt afectați de moștri. Deci el, vedeți, poate să stea în afara regatului, în afara cazematei noastre. Ok, și acum așteptăm dimineața. Sper să nu ne atace monstruleții noaptea asta. Ia să vedem. Nici din data, nici din stânga. Băi, nu pleca, unde te duci? Asta n-are geap, vedeți? N-are nici arc, n-are nici toporașul ăla. Trebuie să facem o coasă rapid. Hai să luăm impozitele și taxele. Trebuie să apară aici cufărul cu bănuți. Unde e cufărul cu bănuți? Hai mă băieți, dați impozitele încoace. Hai că s-a făcut zi. Duceți-vă la vânătoare. Un singur bănuț mai întrebe. Uite, avem un tren de vânătoare aici. Au apărut iepurași. Ceea ce e foarte mișto. Dar abia acum e dimineață. Uite ce vânează băieții. Ok, hai să luăm o coasă. Să cumpărăm o coasă. Să transformăm pe ăla în fermier. Abia tu unde ești? Uite-l, asta în albastru, vedeți, lângă calul meu, care se duce în dreapta. O să ia coasa și o să se transforme în fermier. Și o să se duce în stânga. O să aibă grijă de pământ și să ne obțină bani mulți. Așa băieți, vânați, vânați. Un cerb. Hai să-l împingem spre arcașii noștri. Încă un cerb. Ok, hai că l-am prins. Și vedeți, îl dăm în partea de apă. Îl împingem spre vânătorii noștri. Ca să tragă coarcul în el, să obținem bănuți. Așa, băieți, bravo! Bravo, băieți. Ia uite ce spor au la vânătoare. Ok, ne mai trebuie să mai recrutăm. Pentru că facem o coasă aici și mai recrutăm un fermier.
ok, am pus o coasă acolo. Și mergem în partea de altă să mai recrutăm niște... niște... supuși ai reginei. Hai mă, ia bănuțul. Așa, înveți. Ia să ne mai avem în partea de altă. Se pare că nu mai putem să mai recrutăm. E portalul la îndreapta. A, uite, mai stă aici. Mai e un cort. De naumazi. Hai să luăm și pe ăsta. Abia tu. Vii să muncești pentru noi? Ce ai de ales? I-a dat bănuț. L-am mituit. Ok. A luat coasa. Bravo. Hai să ne facem o coasă. Vedeți? Se duce ea coasa. Și se transformă în fermier. Și acum hai să ne facem arculețe. Că avem 4 fermieri, ne ajung. S-a făcut noapte. Voi? Ați muncit ceva azi? N-ați muncit. Voi? Vânătorilor? Așa mă, dați bănuții. Dați bănuții la mine. Tu ai muncit ceva? Nu. Tu ai fost leneș? Ai fost leneș. Tu? N-ai vânat nici tu? Vin demonii, vin demonii. Hai repede acasă. Hai băieți acasă, nu mai stați. Da, au început să miște cam greu. Vedeți? Îi prind demonii din urmă. Și ăștia care sunt loviți de demoni își pierd prima oară arma. Ați văzut? Dacă mai lovește demonul odată, devine nerecrutat, devine nomad și trebuie să-i dăm iarbă, nu să recrutăm și apoi să-i facem iar armă sau un instrument. Deci mă tem că va trebui în partea stângă să mai facem un perețel. Uite, pe ăsta l-au lovit demonii. Trebuie să recrutăm iar. Am înțeles, deci jocul vrea să ne spună că trebuie să ne extindem în partea stângă. Ok, păi o să facem un perețel. Nu aici, aici e turnul pentru arcaș, aici e perețelul. Cred că aici face un perețel. Da. Ok, hai să mai facem niște arculețe. Cufărul cu taxe și impozite. Ok. Ar trebui să facem repede. Suntem în ziua 8-a. Mai avem vreo 2 zile, cred. Ar trebui să upgradăm perețelul. Dacă ne întoarcem în stânga și upgradăm. Facem un arculeț. Hai să vedem ce fac fermierii noștri. Se pare că avem mulți vânători aici care vânează la greu. Hai să recrutăm și mâneaca aici ăsta. Aș vrea să tai copacul ăsta. L-am marcat să-l tai băieții mei. Și ar trebui să fac aici un perețel. Noaptea următoare. Fermierii ăștia, vedeți, tot degeaba fermierii. Nu se ducă și să muncească pământul. Ok, avem un perețel aici. Și aici e limita, hotarul împărăției noastre, vedeți, ne-au pus bannerul. Trebuie să facem și aici un perețel. Nu, cred că aici facem perețel, da. Pentru că aici avem loc să facem o moară, vedeți? Construim o moară. Și aici avem perețelul. Ah, hai să împing spre oamenii mei, spre vânătorii mei. Să împingem cerbii. Să-i omoare vânătorii. Nu, nu te întoarce, nu te întoarce. Nu, s-au speriat. Au tras cu săgeții în ea. Hai și pe ăsta, hai și pe ăsta. Hai băieți, omorâți-i. Bravo! Mecanicii se mișcă cam greu. Nu prea-mi place. Hai să mai facem un ciocanel. Să facem noapte, pericol. Facem un ciocanel ca să... avem un mecanic de la un constructor. Să meargă treaba mai repede. Hai băiatul, fă-ne perețelul că ne atacă moștrii noaptea. Uite ce trebuie să facă repede. Ok, și ne-am extins hotarul, vedeți? Avem regatul până aici. Hai să-l upgradăm. Și să facem moară aici, să-l upgradăm și pe aia. Ok. Aici o să vină fermierii în moara asta și o să încească la greu, să ne producă mulți bani. Ia uite, ce ne-am fortificat. Și vin demonii acolo.
Vezi, bă, Peter, vezi bine. Da. Sper să restăm până dimineață în partea aia. A, da, uite, să duc înapoi, să duc arcașii înapoi. Ne-au spart zidul, ne-au spart zidul. Problemă. Ne-au derecrutat un om, ne-au făcut nomad. Să dăm un bănuț ca să recrutăm iar. Și pe ăsta la fel. Deci trebuie să refacem aici rețeul și să-l fortificăm. Mai moar aici. Facem aici un post pentru arcaș. Suntem în ziua noua. Deci se apropie luna sângerie. O să fie foarte periculos. Așa, băieți, toți bănuții la mine. Las bănuții. Taxele și impozitele. Stai aici în cufărul ăsta. Vedeți, dacă ni se umple trasta cu bani, nu o să mai putem să mai luăm bani și o să trebuiască să-i cheltuim pe ceva. Hai să facem niște arculețe. Și să ne upgradăm în partea dreaptă. Așa, băieți, vânătorilor. Hai să facem și aici o moară. Și să ne fortificăm în partea asta. Ar trebui... Ne-a dispărut abia de nomazi, că am tăiat copaci. Dar nu-i nimic, mai avem în dreapta. Hai să tăi și copaci ăștia. Să fac aici un rețel din ăla. La mine. Voi ați vânat? Bravo, mă, băieți. Ok, hai să mergem în stânga și să mai upgradăm pe aici și mai putem. Ok, deci avem aici o moară, avem un post de arcaș. Și aș vrea să upgradez și mai bine rețelul ăsta. Ia uite ce însămânțează ăștia aici. Plantează frunze fermierul ăsta nostru. Bravo! Ok, și fermierul ăsta a muncit, se pare. Ne-a obținut bani. Hai să upgradăm postul ăsta de arcaș. Ce de bani ne produc ăștia. E bine să o faceți fermier, că sunt foarte productivi. Să ne facem upgrade la castel. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Bun. Aici, în data, ce s-a mai întâmplat? A, putem să mai luăm o coasă, pentru că un fermier. Să ne împartă dreaptă. Aici e tren calma de vânătoare. Ia uite ce de bănuț de aur. Ne-am făcut aici... Așa, putem să facem... Putem să facem aici un... Băiețel, va trebui să tăiem copăcii ăștia. Să facem noapte, vin demonii peste noi. Sper să nu prindă pe ăsta săracu. Hai băiatul, hai tai repede, tai repede. Să ne uităm repede în data, să nu vină demonii peste noi. Ok. Nu vine nimeni deocamdată. Hai tai și aici repede. Aoleu, vin demonii. Lăsăm bănuți jos ca să ia demonii, să ne lase în pace. Vedeți? Aoleu, mai unul. Îi mituim cu bănuți. Vedeți? A luat bănuțul și a fugit. Hai, naibii hoți. Va trebui să ne construim aici. Să ne facem un zid de apărare. Dar nu prea avem, vedeți, nu putem grada decât aici. Da, hai să facem aici. Gradăm aici postul ăsta. Este ziua 10-a, urmează Blood Moon. Urmează noaptea sângerie. Ce e foarte pericol, foarte mare pericol. Facem un ciocănel. Asta e în partea asta, a fost liniște? Se pare că a fost liniște.
Uite ce muncesc băieții. Ne-au distrus iar prețelul, idioții, vedeți? Am uitat ce-am prețel și ne-au distrus. Să-l construim iar. Mă, că avem mulți bani. Hai să facem și aici un prețel. Nu strică. Și ne pregătim de noaptea sângerie. O să vină mulți, mulți, mulți moști peste noi. Sper să rezistăm. Nu știu sigur dacă putem, dar încercăm. O, ce de bani. Bă, marculețe multe. Și mai recrutăm în partea dreaptă. Ia uite arca și nu știu. Hai să recrutăm și pe ăștia doi. Păi, dar o să le distrugem aici tabăra. Suntem nevoiți. De câte ori tăiați copăcii, o să se ducă taberele mai în partea dreaptă. Îmi trebuie unde la un zi neapărat, de asta tai copăcii. Dar nu am panicheri, nu pot să credez panicheri. Asta e. Uite aici, trebuie să o gradez la greu. Aici am un post de arcaș. Și cam asta ar fi. O să ne pregătim ziua următoare de noaptea cu lună sângerie. Mulțumesc că v-ați uitat și la episodul ăsta. Jocuiețul Kingdom, în care colectăm multe taxe și impozite cu prințesa noastră. Hai băieți cu zidul. Și ne auzim în episodul viitor, când o să ne atace în ziua 10-a sau 11-a, o să ne atace un monstrui. Hai să o gradăm aici, pe rețel. Spunem că rezolvă repede mecanicii noștri. Mulțumesc că v-ați uitat și ne auzim în episodul viitor.